dar vreau să vă spun că mă bucur în această dimineață pentru voi toți care sunteți prezenți și pentru care nu sunteți prezenți la această bucurie, la această sărbătoare, zi de mulțumire. Aș fi dorit să și alții să fie împreună cu noi. Eu îi știu, Domnul îi știe și poate știu și frața și surorile. Și cred că, poate, cum a zis fratele, dacă nu mă înșel, fratele Andrei, nici nu știu, poate că s-a spus tot ceea ce trebuia spus în această dimineață. Dar ceea ce vreau să vă mai spun, ce nu s-a spus, este că Biserica Domnului din Chișoda este Biserica Harului. Amen. Și de la început, de când Dumnezeu a hotărât ca să fie o Biserică a Domnului aici în Chișoda, într-adevăr, frați și surori, că a fost mare har din partea lui Dumnezeu. Amen. Și tot la fratele Andrei mă duc cu gândul că el a amintit multe lucruri de la început, de când Dumnezeu a hotărât să ia ființă această biserică. Mi-aduc aminte că eram doar două familii care puteam să muncim. Și mi-aduc aminte, frați și surori, că Dumnezeu este acela care ne-a binecuvântat din punct de vedere material. Cred că nici unul din cât suntem aici nu putem să spunem că ducem lipsă de ceva. Și chiar care nu sunt aici, și chiar care n-au făcut legământ cu Domnul, Dumnezeu a dat binecuvântarea Lui peste întreg pământul și El binecuvintează deopotrivă și pe cei buni și peste cei răi. El face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Și mi-aduc aminte, frați și surori, tot din trecut, când Dumnezeu s-a folosit chiar și de cei ce n-au fost sau n-au făcut parte în Biserica Domnului din Chișoda. La lucru aici, la această lucrare pe care o vedem în această dimineață, Dumnezeu a folosit și oameni din aceștia și au trecut pe stradă și au lăsat un bilet la ușa acolo la stradă pentru că nu era clădirea, doar se începuse. Și îmi doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei ce au dăruit, și pe cei ce au lucrat. Amin. Și Dumnezeu cu siguranță că răsplătește pe fiecare. Osteniala fiecăruia este răsplătită. Și de aceea spun că din punct de vedere material, toți suntem binecuvântați. Dar socotesc cea mai mare binecuvântare pe care a făcut-o Domnul în Biserica din Chișoda. V-am zis, eram câțiva, eram vreo 3-4 bătrâni și eram două familii care erau pentru lucru. Și Dumnezeu s-a folosit de oameni și s-a folosit de slujitori, frate surori, pentru că era o singură persoană care era dimineața la ora de rugăciune, la școala duminicală, era și la servici. Și Dumnezeu, ne-am rugat Domnului și Dumnezeu ne-a trimis slujitori. Fie că au fost mai în vârstă, fie că n-au fost mai în vârstă, dar Dumnezeu a avut slujitori și vreau să spun că de la începutul zidirii, de când Dumnezeu a zidit lumea, Dumnezeu a avut oameni pe care i-a folosit în lucrarea lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului pentru toți care slujesc și în zilele noastre de astăzi, sau chiar și astăzi, în Biserica Domnului din Chișoda. Frați și surori, nu sunt în stare să mulțumesc Domnului pentru tinerii din adunarea din Chișoda pe care Dumnezeu îi folosește. Amin. Și de aceea spun, nici n-am avut gând în această dimineață să fiu chemat să iau cuvânt. Dar ceea ce îmi doresc în această dimineață pentru noi toți, Cuvântul lui Dumnezeu care se seamănă, care se propovăduiește, doresc din toată inima să nu se întoarcă, la Domnul fără rău. Amin. Doresc chiar și în această dimineață, pentru cei ce nu l-au primit pe Domnul în inima lor, Dumnezeu să facă ca sămânța Cuvântului Lui Cel Sfânt să încolțească în inima lor. Amin. Și, frați și surori, îmi doresc din toată inima Dumnezeu să facă ca harul Lui în continuare să fie peste Biserica din Chișoda și mâna Lui cea bună să ne călăuzească pe toți, să fie peste noi, peste toți deopotrivă și Duhul Lui cel Sfânt, până vom ajunge la El în veșnicie. Amin. Amin.